Matei 5:38. Iisus a zis, ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru deosebit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Amin. Amin. Doamne Iisuse, te rugăm în următoarele minute, vorbește-ne doar Tu. Amin. Prin Duhul Tău cel Sfânt te rog să ne prinzi atenția. Amin. Și prin Cuvântul Tău cel Sfânt te rog să pătrunzi adânc în inima noastră și să dai aici stabilitate. Amin. Te rugăm să te ocupi de omul nostru din lăuntru în următoarele minute și să-l vindeci. Te rog pe omul nostru din lăuntru, Doamne, să-l crești. Amin. Vrem într-adevăr să semănăm cu Tine, vrem să-ți placem Ție. De aceea, Tată, în numele Domnului Iisus, fă-ne plăcuți înaintea Ta. Amin. Te rog să mergi, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt de la inimă la inimă și să ne atingi pe fiecare cu harul Tău. Amin. Să ne atingi pe fiecare, Doamne, cu puterea Ta. Amin. Să ne atingi pe fiecare, Doamne, cu sângele Tău. Amin. Și mulțumesc, Doamne, că ne dai o hrană potrivită. Și în lumea aceasta, Doamne, plină de confuzie, te rugăm să ne dai cuvântul vieții, Amin. Care este clar, care este sfânt și care este ferm, care ne direcționează înspre împărăția Ta. Vorbește, Dumnezeule, și vindecă rănile noastre, Amin. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Bună seara, Iisus Hristos este Domnul. Amin. Frașii și surori, stimați ascultători, doamnelor și domnilor, îi mulțumesc și eu lui Dumnezeu că în această seară sunt la stânca. Stânca este biserica mea preferată. Merg în multe locuri în țară, am onoarea să predic Evanghelia în multe localități, la sat și la orașe. Însă trebuie să vă spun că locul preferat tot acasă este, tot stânca este. Și îl slăvesc pe Dumnezeu că în această seară sunt cu dumneavoastră. Vin de la Sebiș, din județul Arad. Am fost vineri seara acolo, ieri toată ziua, azi de dimineață. Și de la ora 3 la 5 am fost la o nuntă în Arad. Iar contra cronometru am venit cât am putut de repede și am ajuns la ora 6 aici, prin Harul lui Dumnezeu. Mulțumesc și vor și vă mai rugați pentru mine că am mare trebuință de rugăciunile dumneavoastră. Amin. Amin. Domnul Iisus este un mântuitor neobișnuit. Însă tot Domnul Iisus Hristos are ucenici neobișnuiți. Mi-a pus Dumnezeu pe inimă în această seară un mesaj care de fapt formează o întrebare. Nu există în Biblie o întrebare mai motivatoare, provocatoare și pătrunzătoare decât aceasta. Din când în când, pe paginile Sfintelor Scripturi, Dumnezeu, Atotputernicul Dumnezeu, pune întrebări. Când Dumnezeu pune întrebări, înseamnă că vrea să ne provoace.
Când Dumnezeu pune întrebări, înseamnă că vrea să ne motiveze. Când Dumnezeu pune întrebări, înseamnă că are să ne spună un lucru foarte important. Însă încă ceva. Când Dumnezeu pune întrebări, nu înseamnă că El nu știe răspunsul la ele. Dumnezeu este atotputernic. Amin. Amin. Slăvit să fie numele. Amin. Și când Dumnezeu pune întrebări, El pune întrebări nu de dragul Lui, ci El pune întrebări de dragul nostru, pentru noi, pentru binele nostru, ca să ne atragă atenția. Dacă vreți să știți, în Geneza, la capitolul 3, Dumnezeu pune pentru prima dată o întrebare în Biblie. Și după ce Adam și Eva au păcătuit și au căzut în păcat, că au fost fraieri și au ascultat de diavol în loc să asculte în totalitate de Dumnezeu, Dumnezeu vine în răcoarea zilei și îi caută, ca de obicei, să comunice cu ei, să vorbească cu ei. Și nu-i mai găsește la locul de întâlnire. Și pentru că nu-i găsește la locul de întâlnire, Dumnezeu pune o întrebare adresată omului în grădina Edenului și întrebarea este formată din două cuvinte. Unde ești? Unde ești? Unde ești? Acum vă rog să rețineți. Dumnezeu spune unde ești. Dumnezeu nu spune unde sunteți. Erau doi. Adam și Eva. Soț și soție. Știți că familiile, după voia lui Dumnezeu, sunt formate din soț și soție. Din bărbat și femeie. Amin. Amin. Mulțumesc de încurajare. Amin. Nu din aiurel și din prostii și din perversiuni. Însă Dumnezeu nu întreabă unde sunteți, ci Dumnezeu întreabă unde ești. Dumnezeu îi considera una. Asta este prima interpretare. De ce Dumnezeu întreabă la singular unde ești? Dar a doua interpretare este că Dumnezeu îi se adresează soțului. Și v-a spus, Dumnezeu s-a adresat amândurora, și pentru că îi considera una, le-a pus întrebarea, unde ești? Însă un alt teolog, ca să nu vă duceți prea departe, un alt teolog, eu sunt un pic de teolog, Cătălin e un pic mai mare teolog ca mine, însă un alt teolog a venit și a spus, dar dacă Dumnezeu se adresa soțului, unde ești? Pentru că știți, soții sunt preoți în familie. Amin. Amin. Soții au o mare responsabilitate în familie. Vreau să pun o întrebare. Câți dintre noastre sunteți soți? Sau sunteți pe cale de a deveni soți? Faceți așa. Ridicați o mână. Ai prin credință. A, ridică și tu. Prin credință. Încă nu vrei. Da, Domnul să se dure de tine. Însă pentru cei ce ați ridicat mâna, domnilor, Dumnezeu mi-a dat o mare responsabilitate și un mare privilegiu. Dumnezeu ne-a chemat să fim cap, nu coadă. Dumnezeu ne-a chemat să fim preoți. Dumnezeu ne-a chemat să le reprezentăm pe El în familiile noastre. Amin. Amin. Dumnezeu ne-a chemat să ne conducem familia în supunere față de Domnul nostru, Dumnezeul nostru. Doamne, ajută-ne la aceasta. Însă când Dumnezeu pune întrebarea aceea, unde ești? Știți cum răspunde omul Adam? Zice, m-am ascuns prin grădină de tine că mi-a fost frică. Dumnezeu îl întreabă, dar de ce ți-a fost frică? Ce ai făcut? Zice, nu cumva ai făcut vreo prostie? Și în final omul mărturisește. Însă Dumnezeu pune întrebări foarte importante tocmai ca să ne atragă atenția la ceva anume. Asta este prima întrebare din Biblie, este pusă de Dumnezeu. Și când Dumnezeu Atotputernicul pune întrebări, înseamnă că lucrurile sunt foarte serioase în ceea ce ne privește. Vă aduc aminte de o altă întrebare pe care Dumnezeu pune unui alt bărbat, ceva mai târziu, în Vechiul Testament, prin întâi împărați, lui Ilie. Ilie, la un moment dat, se panichează, intră într-o frică teribilă de o femeie și fuge. Și fuge Ilie, prorocul Ilie, și fuge Ilie ăsta și se ascunde într-o peșteră. Fuge de frica unei femei. Ceea ce de Izabela, împărăteasa, soția lui Ahab.
Ceea ce însă m-a surprins pe mine este următorul amănunt în pasajul acela. Prorocul Ilie, Ilie Tishbitul, nu s-a temut de 450 de proroci al lui Baal. Și îi face pe aia ferfeliță pe munte, pe muntele Carmel, îi confruntă pe 450 de proroci de mența lui Baal, că ăsta era un idol, un chip hidos și groasnic la vedere. Însă se confruntă cu oamenii aceia care se închinau la un idol, la un zeu, îi taie pe toți, îi măcelărește, îi junghie pe toți. Imaginați-vă, 450 de oameni și Ilie Tishbitul se confruntă cu toți. Și fiți atenți, când a început cu poporul, bineînțeles, să îi ucidă pe aia și să-i junghie, imaginați-vă ce a fost acolo, ce măcel a trebuit să fie acolo. Și cred că aia n-au stat cu minți. Știi, când cineva vrea să te omoare, frate, păi dai și din mâini și din picioare. Zice, puneți mâna pe ei și zice, omoreți-i, stârpiți răul din țară. Și exact lucrul acesta îl face Ilie și se confruntă cu ei și are curaj să se confrunte cu ei și îi măcelărește. Dar după ce se confruntă, îi măcelărește, îi anihilează. Isabel aude și îl spune, da, așa ai făcut cu prorocii mei, n-a fi atent, că ai încurcat-o acum. V-a fost vreodată frică de vreo femeie? Știți că lui Ilie nu i-a fost, poate doar de nevastă, știți că lui Ilie nu i-a fost frică de 450 de proroci al lui Baal? Însă i-a fost frică, teribil de frică, i-a fost de o femeie. O femeie, când se enervează, poate deveni teribil de periculoasă, de violentă. De aia vă rog să păstrați distanța. Și unii știți ce vorbesc și despre ce vorbesc, pentru că ați avut asemenea experiențe. Și atât de tare îl sperie Isabela pe acest dita mai proroc al lui Dumnezeu, încât o ia la fugă și fuge asta, fuge vreo 40 de zile până ajunge la muntele lui Dumnezeu, la Horeb, acolo unde Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise și acolo se ascunde într-o peștere pe după bolovan, se ascunde. Era în întuneric și nu-l mai vede nimeni și nu-l mai găsește nimeni cu o excepție. Dumnezeu. Știți că Dumnezeu are ochi de pisică, vede și în întuneric. Slavă lui Dumnezeu! Eu am învățat de la tatăl meu o maximă care spune cam așa: într-o noapte neagră, pe o stâncă neagră, o furnică neagră, Dumnezeu o vede. Ilie s-a ascuns în peșteră și aia era un fel de peșteră a disperării, era o peșteră a depresiei. Era o peșteră a spaimei, să fii singur într-o peșteră, în întuneric, speriat, de o femeie. Vă dați seama ce forță a trebuit să-l ducă pe Ilie atât de mult, de a reușit să-l sperie atât de mult. Însă în peștera aceea disperării, Dumnezeu îl caută pe Ilie și pune o întrebare. Ce faci tu aici, Ilie? Ce faci tu aici, Ilie? Și asta este o a doua întrebare din Scriptură foarte importantă. Și Ilie răspunde lui Dumnezeu. Am fost plin de râvnă, am păzit cuvântul tău și uite, dar acum vor să mă omoare și pe mine. Și a doua oară Dumnezeu îi pune aceeași întrebare, o întrebare identică. Ce faci tu aici, Ilie? În alte cuvinte, locul lui Ilie nu era acolo. Voia lui Dumnezeu nu era ca omul lui, slujitorul lui, să fie în depresie, să fie înspăimântat. Și vreau să mă opresc o clipă aici. Dacă ești în depresie, aia nu este voia lui Dumnezeu. Dacă ești înspăimântat și panicat, aia nu este voia lui Dumnezeu. Eu cred și mărturisesc, deși nu sunt nici psiholog și nu sunt nici psihiatru și nu sunt nici medic. Avem aici medicii noștri, Dumnezeu să le binecuvinteze, pe toate doctorițele noastre care sunt aici în acea seară. Însă bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, vă spun că nu este voia lui Dumnezeu vreun copil al lui să fie în depresie, să fie deprimat și să fie înspăimântat. Știți de ce cred că nu-i voia lui Dumnezeu?
Pentru că în momentul când intru în depresie, în momentul când intru în panică, când intru în îngrijorare, înseamnă că nu mă mai încred în Dumnezeu, ci mă încred în mine. Voia lui Dumnezeu nu-i nici depresia, voia lui Dumnezeu nu este nici spaima, voia lui Dumnezeu nu este nici îngrijorarea. Una este să te îngrijorezi, cu totul altceva este să te îngrijești. Dumnezeu ne cheamă să ne îngrijim de ai noștri și de ale noastre, însă Dumnezeu categoric ne interzice să ne îngrijorăm. Amin. Amin. Și Dumnezeu îi pune această întrebare lui Ilie, ce faci tu aici, Ilie? Însă acum aș vrea să ajung la o altă întrebare pe care o pune de data aceasta Domnul Iisus în Noul Testament. Bine, ele sunt multe alte întrebări pe care Dumnezeu le pune oamenilor, dar auziți care este întrebarea la care aș vrea să ne oprim câteva momente în această seară. Este Domnul Iisus. Și când vorbește Iisus Hristos, trebuie să fim foarte atenți. Amin. Când vorbește Iisus Hristos, trebuie să lăsăm totul și să ne focalizăm pe cuvintele Domnului Iisus. Și după ce Domnul Iisus își ia ucenicii cu sine, se urcă pe munte și acolo ține cea mai încântătoare predică. Predica de pe munte. Eu am citit și noi am citit în această seară din predica de pe munte. Păi nu există un mesaj mai sublim decât predica de pe munte, însă în același timp nu există un mesaj mai revoltător decât predica de pe munte. Nu există o predică mai enervantă a lui Iisus Hristos decât predica de pe munte și nu există o predică mai penetrantă a Domnului Iisus Hristos decât predica de pe munte. Este atât de importantă predica de pe munte, de fapt este constituția creștinului de pretutindeni și din toate veacurile. Amin. Și auziți ce spune Domnul Iisus Hristos? Auziți ce zice Domnul Iisus? Ați auzit că s-a zis în vechime, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun. Se schimbă macazul. Se schimbă valorile în Noul Testament. Și trebuie să vă spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că primul și ultimul cuvânt în istorie îl are Iisus Hristos. Amin. El este Alfa și Omega, El este începutul și sfârșitul. Din cauza aceasta, oamenii deștepți de acum trec de partea lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Să știți că în istorie nu are ultimul cuvânt anticrist, ci în istorie ultimul cuvânt îl are Crist. Amin. Amin. În istorie, ultimul cuvânt nu-l are o fiară, ci în istorie, ultimul cuvânt îl are un miel. Și acela este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, glorie Domnului. Amin. Și Domnul Iisus Hristos ne spune în textul acesta, ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Dar fiți atenți aici, cât de pătrunzător este mesajul acesta și cât de revoltător este. Auziți ce zice Mântuitorul? Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Eu vă zic asta. Moise v-a zis ochi pentru ochi. Știți care a fost mesajul lui Moise? Din cauza aceasta nu Moise este Dumnezeu. Iisus Hristos este Dumnezeu. Și noi trebuie să ascultăm de Iisus Hristos. Amin. Și Moise a zis și era plăcută Evanghelia lui Moise, știi? Ochi pentru ochi. Adică ți-a scos cineva ochii, eu drept, îi scos și tu pe dreptul. Și dacă se poate și pe stângul. Știi? Ți-a dat unul o palmă, îi dai și tu înapoi. Și încă așa cu pasiune, știi? Dai așa cu patimă. Doamne, iartă-ne. Amin. Ăsta era mesajul lui Moise. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, legea talionului. Însă vine Domnul Iisus Hristos. Din cauza aceasta, fraților, creștinismul este în totală contradicție cu orice altă religie. În oricare altă religie, legea este aceasta. Dai, dau. Nu dai, nu dau. Mă împuși, te împuși. Când vorbești urât, îți vorbesc și mai urât. În celelalte, toate celelalte religii există acolo doar legea talionului și nu numai. Doar în creștinism există legea iubirii. Mulțumesc de aminul puternic. Creștinismul este total
deosebit. Din cauza aceasta, creștinismul este total superior tuturor celorlalte religii, pentru că este religia lui Iisus Hristos. De aceea vă spun, Mântuitorul nostru, Dumnezeul nostru, este un Dumnezeu total neobișnuit și El spune lucruri neobișnuite care ne revoltă uneori, ne încântă, dar în același timp ne și revoltă. Și acum, pentru firea pământească, mesajul acesta este teribil de dur. Este teribil de imposibil pentru firea pământească, pentru eul meu. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, adică un kilometru, tu să mergi doi. Celui ce șere dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit? De-aia eu nici mai am bani, ca să atunci când vin oamenii să împrumute, atâta bani am tot dat și acum nu mai pot recupera. Și zic, băieți, nu mai am, am tot dat, dacă ați venit primii, poate că ați avut șanse, dar sunteți ultimii. Însă așa ne învață Domnul Iisus Hristos. Și ce faci la tine când vine cineva și cere bani împrumut și tu ai? Și știi că dacă îi dai, ai toate șansele să nu-i mai vezi. Cam așa se întâmplă în toate cazurile, cu excepția mea. Dacă îmi dați mie, eu vă dau înapoi. Vă trimit la casierii noștri. Nu vă glumesc. Însă asta este legea Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, este un Dumnezeu total neobișnuit, slavă Lui. Dar auziți, ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Mamă, ce faină e asta. În vechime. De aia să știți că există mulți credincioși care se bazează doar pe Vechiul Testament, că tare le convine. Ați auzit că s-a zis în vechime. Și așa este. Să, în Levitic, în Deuteronom, în Psalm, ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Asta este exact firea. Și asta este puterea eului. Puterea eului. Însă creștinismul nu domină firea, nu dictează firea și nu dictează eul, ci în creștinism conduce și domnește și dictează și călăuzește unul singur și numele Lui este Iisus Hristos. Acesta este Mântuitorul nostru, slăvit să fie numele. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. De ce? Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Amin. Amin. Și Domnul Iisus continuă în fața ucenicilor și le zice așa: dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și acum. Dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, și acum întrebarea la care vrea să rămânem în această seară. Dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Amin. Asta este întrebarea cu care vreau să încheiem în această seară. Ce lucru neobișnuit faceți? Nu uitați, Iisus Hristos este un Dumnezeu neobișnuit. Amin. El s-a născut într-un mod neobișnuit. S-a născut din Fecioară, fără contribuția vreunui bărbat. Duhului Dumnezeu, curând o să se sărbătorim Crăciun. Iisus Hristos s-a născut într-un mod neobișnuit. Iisus Hristos a trăit într-un mod neobișnuit. Știți cât de neobișnuit a trăit Iisus Hristos? N-a făcut nici un păcat. Acum vreau să vă pun o întrebare. Mie și dumneavoastră, câți dintre dumneavoastră dintre cei ce sunteți aici ați făcut măcar un păcat? Vă rog să ridicați mâna sau pe omul. Ați putea să vă ridicați și în picioare. Uite, unul cinstit. Așa, bun. El e mai cinstit. Mă bucur că, acum, fii atent, dacă n-ai ridicat mâna, doar ai mai păcătuit odată. Dacă n-ai ridicat mâna, doar ai mai păcătuit odată. Însă, știți cât de noi suntem obișnuiți. Însă, știți cât de neobișnuit a fost Iisus Hristos? N-a făcut niciodată niciun păcat. Biblia zice că a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. El este un Mântuitor și un Dumnezeu neobișnuit, să viste fie numele. Iisus Hristos moare într-un mod neobișnuit. Atât de neobișnuită este moartea Domnului Iisus pe care noi am sărbătorit-o de dimineață, încât la un moment dat, unul dintre sutașii romani, și ăla era călău, bătrân, și
și era dur și era plictisit și de oameni morți și era atât de obișnuit și era atât de imun la sânge și la faiete și la țipete, însă a fost atât de neobișnuită atitudinea lui Iisus Hristos pe cruce. Și s-au petrecut lucruri atât de neobișnuite la moartea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, încât sutașul acela, capitan sau ce era, conducător, a spus cu adevărat, acesta este sau a fost Fiul lui Dumnezeu. Amin. Amin. O naștere neobișnuită, o viață neobișnuită, o moarte neobișnuită, și să vă spun că nu se termină istoria aici, urmează după moarte o înviere neobișnuită. Amin. Și să știți că Domnul Iisus Hristos nu este într-un mormânt. Asta ne definește, ne diferențiază de toate celelalte religii. Avram este în mormânt. David, întemeiatorul iudaismului, este în mormânt. Mohamed este în mormânt. Doar Iisus Hristos are mormântul gol. Gloria lui. Amin. Și asta demonstrează că El este un mântuitor și un Dumnezeu total neobișnuit. Dar să fiți atenți. Pentru că Domnul Iisus Hristos este un Dumnezeu neobișnuit, El pune întrebări neobișnuite. Și au zis cum sună întrebarea aceasta. Ce lucru neobișnuit faceți? Și acum, auziți, în partea finală a mesajului, e bine, mai durează un pic până la sfârșit. În partea finală a mesajului, vreau să vă spun așa. Că Domnul Iisus Hristos dorește ca toți ucenicii Lui să fie neobișnuiți. Amin. Amin. Un mântuitor neobișnuit caută ucenici neobișnuiți. Amin. Amin. Și de ce ne zice Domnul Iisus Hristos să fim neobișnuiți? El ne spune așa în versetul 44, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. De ce? Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Amin. Amin. Acum trebuie să vă spun o chestiune care s-ar putea să nu vă placă deloc. Dacă nu trăim așa, domnilor și doamnelor, fraților, nu suntem fiii și copiii lui Dumnezeu. Oricât am fi noi de baptiști, ortodoși, de catolici, de romano, de greco-catolici, de luterani, de reformați, evanghelici, cum vrem să ne numim. Oricât am fi noi de religioși, dacă nu devenim neobișnuiți să ne luăm adio de la cer, și de la înfierea pe care ne dorim cu toții din partea lui Dumnezeu Tatăl. Zice Domnul Iisus, este atât de important să deveniți neobișnuiți, pentru că zice Mântuitorul, doar ucenicii mei care fac lucruri neobișnuite, ei sunt numiți fii ai Tatălui din ceruri. Amin. Amin. Este atât de important în predica de pe munte, încât nici nu reușesc să accentuez cât de important, cât de vital este să o citim măcar o dată în lună. Pentru că aici este toată esența teologiei din Vechiul și din Noul Testament. Aici este toată chintesența Evangheliei și a Noului Testament. Toate învățăturile de seamă, adunate toate la un loc, sunt aici, în predica de pe munte, a Mântuitorului, și asta face parte, întrebarea aceasta, din predica de pe munte, zice Mântuitorul, dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Știți cum sunt oamenii obișnuiți? Dar Domnul pe noi ne-a chemat să devenim neobișnuiți. Știți cum sunt oamenii obișnuiți? Oamenii obișnuiți, când cineva înjură, îl înjură, el înjură înapoi. Asta este să fii creștin obișnuit. Oamenii obișnuiți, creștinii obișnuiți, când cineva lovește, și el dă înapoi. Asta înseamnă obișnuință. Asta înseamnă mediocritate. Însă Domnul nu ne vrea mediocri. Știți care este marele miracol care se petrece în momentul nașterii din nou? Și vă rog să faceți diferența mare între religie și naștere din nou. În împărăția lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu, vor ajunge doar cei născuți din nou. Nu cei religioși. Și vor ajunge cei născuți din nou. Știți cum sunt oamenii obișnuiți? Religioși. Ei au religia de culoare creștină, de puțin parfum, din ăsta deodorant Cristo, din ăsta spray,
grozav creștin din Timișoara. Dar fiți atenți. Domnul, la nașterea din nou, când Duhul Sfânt vine în inima mea, atunci când am hotărât să mă pocăiesc cu adevărat, și pocăință înseamnă metanoia, adică înnoirea minții, încep să gândesc cum gândește Dumnezeu în Cuvântul lui Dumnezeu, de asta este fundamental să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, în momentul nașterii din nou, când Duhul Sfânt, a treia persoană din Trinitate, intră în inima mea, și ce se întâmplă? Ce face atunci Domnul? Dumnezeu mă ia din natural și mă duce în supranatural. Amin. Amin. Asta se petrece la nașterea din nou. Fraților, aș vrea să ne verificăm în această seară dacă suntem născuți din nou sau nu. La nașterea din nou, Mântuitorul, prin Duhul Sfânt, mă ia din natural și mă duce în supranatural. La nașterea din nou, Mântuitorul, prin Duhul Sfânt, Domnul Iisus Hristos, când Duhul lui Dumnezeu vine în inima mea, mă ia din obișnuit și mă duce în neobișnuit. Amin. La nașterea din nou, Mântuitorul mai face un miracol extraordinar, mă ia din mediocritate și mă duce în superioritate. Și asta se întâmplă la nașterea din nou. Nu pot să fii creștin autentic. Nu pot să fii ucenic adevărat al lui Iisus Hristos și să fii obișnuit. Nu! Nu poți să fii ucenic adevărat al lui Iisus Hristos și să fii mediocru. Zice Domnul Iisus, zice, ce lucru neobișnuit faceți? Cum vă diferiți? Cum vă separați? Cum vă deosebiți voi de toți ceilalți? Și îl dăm niște exemple foarte simple, foarte scurte, zice așa. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și v-am ieșit. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, pe aia de care vă place, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Și Domnul Iisus conchide în versetul 48 și zice așa, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Amin. Și ăsta, versetul ăsta este iarăși revoltător și pentru mine și pentru majoritatea dintre noi, când Domnul Iisus zice, voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. V-ați pus vreodată întrebarea, așa că până acum gândeam în termenii aceștia. Domnule, Dumnezeu este desăvârșit, dar eu niciodată nu o să pot fi. Vă rog în numele Domnului Iisus de acum înainte să ne schimbăm psihologia. Până acum ne-am tot, știi, aciuit și ne-am ascuns, știi, după faptul că suntem ființe limitate și că niciodată nu vom putea ajunge la desăvârșire. Însă vine Domnul Iisus și ne răstoarnă toată această psihologie veche și naturală și firească și zice așa, voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru din ceruri este, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Amin. Să vă dau o veste bună. Știți ce ne spune Domnul Iisus în textul acesta? Că putem fi desăvârșiți ca Dumnezeu. Aici era de zis amin. Aleluia. Însă știu că sunteți șocați unii și poate că revoltați. Și sunteți uimiți. Însă astea sunt cuvintele Domnului. Nu sunt cuvintele lui Daniel sau lui Cătălin sau lui X sau lui Y. Sunt cuvintele lui Iisus Hristos și Iisus Hristos spune voi fiți dar desăvârșiți. Nu te mai ascunde să spui, frate, cât timp sunt în trupul ăsta, nu o să ajung la desăvârșire, de aia mai mint, mai fur, mai scrochesc, mai curvesc, mai înșel, mai șmecheresc, nu iubesc, nu el, că nu pot, că sunt în trup, pardon, nu ține. Vine Domnul Iisus și spune, fii atent, în momentul când ți-am pus în inimă Duhul Sfânt, adică la nașterea din nou, și ai devenit ucenicul meu, dacă ești ucenicul meu, trebuie să începi să faci lucruri neobișnuite. Amin. Amin. Și știți că putem deveni ca Dumnezeu Tatăl. Știți când? Atunci când iubim. La asta se referă Domnul Iisus. Așa e? La asta se referă Mântuitorul. Că putem să fim desăvârșiți. Știți că atunci când iubim din toată inima, suntem ca Dumnezeu? Și ceea ce spun, sper să nu vă revolte prea tare, dar aceasta este realitatea. Într-un anume fel, atunci când iubim cu jertfă, așa cum ne spune Domnul Iisus în textul acesta, atunci când ne iubim vrășmașii, suntem ca Dumnezeu. Știați că atunci când iertăm, doar atunci când iertăm, fraților, suntem ca Dumnezeu.
Și la asta ne cheamă Domnul Iisus în textul acesta. Să iubim și să iertăm. Și avem două posibilități să devenim ca Tatăl nostru. Și la asta ne cheamă Domnul Iisus. Zice, fiți dar desăvârșiți. Eu nu știu în ce cancanuri ești, poate chiar în aceste momente, cu cineva anume, cu cineva de aici sau cu cineva de afară. Însă îți spun bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. E acest cuvânt. Al lui Iisus Hristos. Că dacă nu iubești pe dușmanul tău, ești un simplu obișnuit. Însă Domnul Iisus spune, nu așa merge în împărăția mea. Eu am ucenici care fac lucruri neobișnuite. Și știi care este lucrul acela neobișnuit? Să-l ierți pe vrăjmașul tău. Amin. Asta înseamnă să fii neobișnuit. Să-ți mai dau încă un exemplu. Să-l ierți pe vrăjmașul tău chiar dacă nu vine și cer iertare. Tu trebuie să-l ierți. Asta înseamnă să faci un lucru neobișnuit. Asta înseamnă că ești un ucenic al lui Iisus. Ce lucru neobișnuit? Păi zice, dacă-l ierți numai dacă vine și cer iertare. Păi exact așa se întâmplă în lume. Asta este o chestiune obișnuită. Neobișnuit este să-l ierți chiar dacă nu îți cere iertare. Amin. Neobișnuit este să-l iubești când ți-a făcut cel mai mare rău. Aia înseamnă să fii ucenic al lui Iisus Hristos. Altfel e vrăjeală și pierdem vremea și te auto-înșeli. Și ce mai înseamnă să fii ucenic al lui Iisus și să fii neobișnuit, să fii ucenic autentic? Într-o lume ticăloasă, într-o lume care se coboară și este împicaș total spre iad, tu să te pocăiești. Aia înseamnă că faci lucruri neobișnuite. Să începi să înnoți contra curentului. Aia înseamnă că ești un om neobișnuit. Am fost luna trecută în America pentru câteva săptămâni și am fost în Portland și acolo este un mare râu. Un faimos, bine, mai mare decât Dunărea, Columbia River, se numește, Columbia. Este frumos, m-au tot dus ăștia. Și într-o zi, unul dintre amicii mei de acolo, un pastor, m-a luat și a zis, Daniel, vreau să te duc să-ți arăt niște cascade. Am fotografiat cu telefonul fiului, dar nu mai știu acum să le descarc. Poate mă aduce, mă ajută soțioara mea. Însă, am văzut o cascadă frumoasă, nu știu câte sute de metri are, o cădere superbă și de acolo m-a luat și m-a dus pe malul, sau nu m-a dus pe malul, m-a dus în mijlocul fluviului, unde este o ecluză și pot să cobor într-un muzeu în mijlocul fluviului și mi-a arătat o chestiune care n-am văzut-o în viața mea. Deci vreau să-ți arăt ceva și m-a dus la niște ferestre care erau jos undeva, în fluviu, în adânc acolo. Deci vreau să-ți arăt cum peștii, de acum, zice, pentru că s-au făcut niște ecluze și hidrocentrale și eu știu ce au tot construit pe fluviul acela, că este multă apă. Zice, au făcut pe aici, zice, niște trepți, zice, ca peștii să poată să se ducă, să depună icrele, dar se duc în amonte. Și înoată împotriva curentului. Și sunt niște trepți acolo și ei urcă pe trepții aceștia și am stat acolo minute în șir. Și vedeam cum peștii ăștia și apa venea, curgea cu o viteză foarte mare și un volum enorm de apă, însă peștii ăștia înotau contra curentului. Doamne, și nici nu le păsa și înotau contra curentului. Era efort. Dar înotau contra curentului. Și vedeam și perechi, și un după altul. Și când ajungeam în fața, când ajungeau peștii în fața noastră, se speriau de mine. Mă uitam la ei, știi, și ei când mă vedeau, se speriau cât de bine arăt, știi? Da, asta de dragul soției mele. Însă, așa, se speriau și se vedeau înapoi și, bă, mă, țâșneau înainte. Și m-am gândit ce forță extraordinară să lupți împotriva curentului. Și ce înseamnă să fii neobișnuit? Să lupți împotriva curentului acestei lumi. Și lumea aceasta ne învață numai la rău, ne învață numai la păcat și într-o lume din asta care te trage în jos, tu să înnoți în sus. Într-o lume care se depărtează de Dumnezeu, tu să te apropii de Dumnezeu, asta înseamnă că ești neobișnuit. Asta înseamnă să fii ucenic neobișnuit. Zice Domnul Iisus, ce lucruri neobișnuite. Păi dacă te duci cu toți care se duc în jos, în ea,
și te duci și tu în păcate și în mizerii și în toate șmecheriile, păi ești obișnuit, ești o statistică. Ești un număr. Însă Iisus Hristos a venit să-ți dea un nume. Și atunci când hotărăște să devii ucenicul Lui, Domnul îți dă un nume, îți dă Duhul Sfânt și îți dă putere să devii neobișnuit. Slavă Lui Dumnezeu! Ce lucru neobișnuit faceți? Frați și surori, doamnelor și domnilor, este atât de importantă întrebarea aceasta, încât aș vrea să rămânem cu ea în această seară. Ce lucru neobișnuit faci? Să te pocăiești într-o lume a păcatului. Să te pocăiești într-o lume seculară. Știți că Europa a devenit cel mai secular continent de pe glob? Nu există un continent mai neopăgând ca Europa. Cândva de aici, din Europa, făceam misiune și am dus creștinismul și Evanghelia în toată lumea. Și acum Europa are nevoie să fie evangelizată. Ce lucru deosebit faceți? Ei, într-un continent din acesta care se îndepărtează de Dumnezeu și valorile lui Iisus Hristos vor să le arunce la lava de gunoi și să nu le mai vadă nimeni niciodată și le scot din orice constituție, din orice parlament, de pe orice steag, trebuie să dispară semnele creștine, să luăm crucile din biserici, din școli, de oriunde să nu mai apară semnul lui Iisus Hristos, e într-o lume seculară ca asta. Dumnezeu ne cheamă să facem, Iisus Hristos ne cheamă să facem un lucru deosebit. În loc să ne îndepărtăm de Dumnezeu, noi să ne apropiem de El. Asta înseamnă să lupți împotriva curentului. Doamne, ajută-ne în aceasta. Amin. Și când toți hormonii tăi, când toți neuronii tăi spun du-te în jos, du-te păcătuiește, lasă că oricum nu se află niciodată. Când toți hormonii tăi te cheamă să faci un anume păcat. Când neuronii tăi sunt departe de Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu, vine Domnul Iisus și te întreabă ce lucru neobișnuit faci. Zice El, fiți sfinți, pentru că și Tatăl vostru este sfânt. Amin. 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 Fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru este desăvârșit. Amin. Amin. Eu închei. Însă vă aduc aminte încă o dată de întrebarea aceasta fabuloasă a Domnului Iisus. Ce lucru deosebit faceți. Lumea din jurul nostru este o lume obișnuită. Cu răul, cu boala, cu durerea, cu păcatul. Ne-am obișnuit. Sunt atâția oameni în jurul nostru care trăiesc vieți mediocre. Domnul Iisus Hristos ne cheamă la vieți neobișnuite. Pentru că El este un Dumnezeu neobișnuit. Vei pleca din locul acesta și vei intra într-o altă săptămână și într-o altă lună tumultoasă. Vrăjmașul va încerca și lumea și spiritul ei va încerca să te sufoce. Ce lucru neobișnuit faci? Într-o lume în care oamenii nu mai iau timp de Cuvântul lui Dumnezeu. Noi facem lucruri neobișnuite. Cum? Noi ne facem timp de Cuvântul lui Dumnezeu. Noi am înțeles că valoarea aceasta de aici este cea mai mare. Amin. Zice, zic cu ucenicii, zice Domnul Iisus către ucenicii Lui, zice, voi nu veți să plecați. După ce a ținut o predică foarte fermă și foarte directă și mulți ucenici l-au părăsit pe Domnul Iisus din ăia obișnuiți. Ăștia neobișnuiți au rămas. Și Domnul Iisus Hristos îi întreabă, zice, voi nu vreți să plecați, nu vreți să vă duceți. Și unul dintre ei spune, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. O să intrăm în luna aceasta, am intrat, suntem încă la începutul ei. O să intrăm în sărbătorile Crăciunului. Ce lucru neobișnuit faci? Vreau să te întreb, când ai citit ultima oară Cuvântul lui Dumnezeu? Ăla este un lucru neobișnuit. Știi? Pare atât de pueril ceea ce spun. Însă știați că chiar în lumea creștină nu se mai cu Biblia de început să devină o carte foarte necunoscută. Chiar în lumea zis creștină, Biblia a început să devină o carte necunoscută. Ei, ce lucru neobișnuit faci tu? Mai ai curajul să lupți contra curentului și în fiecare zi să-ți hrănești Duhul din Cuvântul lui Dumnezeu?
Ce lucruri neobișnuit faci? Există câțiva frați aici în biserică, un grup care se duce la spitale și vizitează pe bolnavi. Ei, asta înseamnă lucruri neobișnuit. Ce lucruri neobișnuit faci? Obișnuit, știi, obișnuință, știi ce înseamnă? Cum ai câteva minute libere să te pui în fața televizorului și să butonezi? Asta este mediocritate. Asta este obișnuință. Iisus Hristos ne cheamă să facem lucruri neobișnuite și ne întreabă ce lucruri neobișnuit faci. Că obișnuite le face toată lumea aceasta. Mediocră. Iisus Hristos ne cheamă să devenim iubitori ai cuvântului Lui. Asta înseamnă să faci lucruri neobișnuite. Iisus Hristos ne cheamă să iubim pe Dumnezeu cu toată inima. Asta înseamnă să faci lucruri neobișnuite. Iisus Hristos ne cheamă să-ți ierți dușmanul chiar dacă nu-și ceri iertare. Știați că, și știu că știați, știați că în Noul Testament nimeni, niciun om care a fost iertat vreodată de Iisus Hristos nu s-a dus la Iisus Hristos să-i ceară iertare. Și totuși Domnul ia iertare. Spune Richard Furbran, zice, în Noul Testament nimeni nu s-a dus la Iisus să-și ceară iertare. Însă toți oamenii care s-au dus cu pocăință la Domnul Iisus au fost iertați. Poate că n-a venit nimeni la tine să-și ceară iertare, însă tu fii deștept, iartă, că așa a făcut Domnul nostru. Asta înseamnă să fii neobișnuit. Ce lucru neobișnuit faceți?